Vă salut, dragi prieteni și abonați al canalului YouTube Sănătate din Natură. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. În minutele următoare vă voi vorbi despre nuc și nuci și vom vedea ce beneficii are acesta pentru sănătatea noastră. Vă spun de la început câteva beneficii ale acestui copac. Ajută la acoperirea necesarului de proteine al organismului. Întărește sistemul cardiovascular, redau frumusețea pielii, cresc capacitatea de concentrare, adjuvant în afecțiuni tiroidiene, cad glicemia, previn cancerul mamar, ameliorează durerile din corp, sunt sănătos, delicios și versatil, fiind potrivite atât pentru gustările de peste zi, cât și în salate sau diverse alte preparate de acest fel. Cu un conținut bogat de acid folic, vitamina A, vitamina K, colină, magneziu, fosfor, potasiu, calciu, proteine, fibre, acizi grași, omega-3, omega-6, dar scăzute în sodiu și colesterol. Nucile sunt unele dintre cele mai nutritive alimente. În plus, nucile includ o cantitate considerabilă de acid alfa-linoleic, a cărui eficiență a fost deja demonstrată în contextul unor afecțiuni importante, de la cele inflamatorii până la bolile cardiovasculare. Pe lângă aceste beneficii, îmbunătățirea calității somnului sau scăderea ratei mortalității sunt doar câteva dintre avantajele unei diete bogate în nuci. Dacă dorești să le incluzi în alimentație, citește mai jos câteva dintre rezultatele cercetărilor specialiștilor ca de altfel și câteva contraindicații ale consumului de nuci. Nucul Junglans regia el este un arbore din familia Junglandaceae, răspândit în zona temperată și mediteraneană, atât ca floră spontană cât și în culturi. Își are originea în zona geografică întinsă din Balcani spre est până în Himalaya și sud-vestul Chinei. Cele mai mari păduri se află în Kazakhstan, unde copacii se dezvoltă extintiv în păduri aproape exclusiv de nuc. La altitudine de 1000-2000 de metri, nucul a fost introdus în vestul și nordul Europei din vremea romanilor sau mai devreme, iar în cele două Americi în secolul 17. Zonele importante ale culturii nucului, prin Franța, Serbia, Grecia, Bulgaria și România, în Europa, China, în Asia, California, în America de Nord și Chile, în America de Sud. Mai recent, cultura nucului s-a răspândit pe scară largă și în alte regiuni, Noua Zeelandă și sud-estul Australiei. Nuca, fructul nucului, este unul dintre fructele mult folosite de români. Ea apare în alimentație în nenumărate forme ale produselor românești, cozonaci, colaci, plăcinte și alte produse de același tip, în alimente rituale, cum sunt coliva sau mucenicii, în anumite alimente de post, sarmale de post și alte asemenea. De asemenea, miezul de nucă e folosit în unele tratamente populare, mai ales din pricina untă de lemnului pe care îl conține. Acest unt de lemn era folosit în vechime de romani alături de unt de lemnul de fag sau jir, atunci când nu se putea folosi unt de lemnul de măsline. Prin valoare energetică foarte ridicată, 636 de calorii per 100 de grame de miez. Nuca este un aliment complet foarte caloric și concentrat, deosebit de valoros pentru copacii anemici bătrâni în convalescenți. Cojile de nucă lemnoase tari sunt folosite pentru confecționarea de mici jucării pentru copaci, în special bărcuțe, dar nu numai, pentru realizarea unor piese de mobilier și ornamente rustice. În trecut erau folosite și pentru anumite pedepse statul pe coji de nucă. Cojile de nuci verzi sunt de asemenea foarte bogate în vitamina C. Învelișul gros verde se folosește atât pentru unele tratamente, cât și pentru obținerea de pigment negru, colorant negru foarte rezistent folosit pentru păr, textile naturale și alte asemenea. Din aceste nuci verzi se mai poate obține și dulceață. Florile sunt folosite în popor sub formă de infuzie ca tratament pentru întărirea și însănătoșirea părului și a pielii capului. Lemnul de nuc este un lemn negru fin închis la culoare, foarte rezistent și prețios. Se folosește pentru mobilă de lux, pentru piese de lux în ornamentații și decorări, pentru elemente speciale sau ornamente în realizarea iahturilor de lux, în confecționarea de casete scumpe pentru bijuterii. Produsul poartă denumirea de Junglandis Folium et
pericarium și reprezintă foliolele sau pericarpul fructelor mature recoltate de la jungla Sregiael. Frunzele și pericarpul fructelor au utilizări terapeutice în medicina umană și veterinară. Principiile active pe care le conțin sunt răspunzătoare de acțiunile bactericidă, bacteriostatică, astringentă, ușor hipotensivă, hipoglicemiantă, calmantă, cicatrizantă, emolientă, antimitotică, antisudorală, antiexematoasă și antireumatismală. Farmacodinamic, principiile active împiedică înmulțirea bacteriilor, produc o sângerare a țesuturilor capilarelor sanguine, imprimă o acțiune hemostatică locală, au o acțiune ușor hipotensivă, scad concentrația de glucoză din sânge, relaxantă țesuturile și determină scăderea setărilor inflamatorii, înlătură toxinele din organism, stimulează digestia prin exercitarea sucurilor gastrointestinale, acționează împotriva transpirației, suprimă diareea și înlătură inflamațiile. Acțiunea cea mai importantă este aceea astringentă și amarotonică, cu aplicații în tratamentul dispersiilor și inflamațiilor catarale gastrointestinale. Datorită acestor efecte, se întrebuințează în tratamentul simptomatic al manifestărilor subiective de insuficiență venoasă, dureri de gambă, hemoroizi, diarei ușoare, descoamările puringinoase ale capului, mătreață, afecțiuni dermatologice contra arsurilor superficiale și puțin întinse, antipuriginos și antibacterian, afecțiuni ale cavității bucale și faringiene, antialergic, cosmetică la colorarea părului, reacționează cu grupele Tiol-CH ale keratinei, având efect tinctorial. Se utilizează sub formă de infuzie, decoct, tinctură sau chelați cu care se prepară șampoane și loțiuni capilare cu care se fac aplicații locale. Valorile nutriționale per 100 de grame: 654 de calorii, indice glicemic 0, proteine 15,20 de grame, carbohidrați 13,70 grame, fibre alimentare 6,70 grame, amidon 0,10 grame, zaharuri 2,60 grame, lipide 65,20 grame, grăsimi saturate 6,10 grame, grăsimi polinesaturate 47,20 grame, grăsimi mononesaturate 8,90 de grame, grăsimi trans 0,0 grame, acești grași omega 3 9079 de miligrame, acești grași omega 6 38092 de miligrame, vitamina A 20 de unități, vitamina C 1,30 miligrame, vitamina E 0,70 miligrame, vitamina K 2,70 micrograme, vitamina B1 0,30 miligrame, vitamina 2 0,20 miligrame, vitamina B3 1,10 miligrame, vitamina B5 0,60 miligrame, vitamina B6 0,50 miligrame, vitamina B8 39,20 miligrame, vitamina B9 98 de micrograme, betaină 0,30 miligrame, calciu 98 de miligrame, fier 2,90 miligrame, magneziu 150 miligrame, fosfor 346 de miligrame, potasiu 441 miligrame. Beneficiile consumului de nuci sunt numeroase, susțin medicii care le recomandă tuturor categoriilor de vârstă. Miezul de nucă constituie un produs alimentar cu efecte benefice asupra consumatorilor în cazul mai multor afecțiuni, printre care boli cardiovasculare, tensiune arterială, diabet zaharat sau chiar cancer. Stimulează digestia și reduce colesterolul. Nucile, în special migdalele, contribuie la menținerea unui sistem digestiv sănătos, întrucât conțin cele mai multe fibre în comparație cu alte nuci. Conținut bogat în vitamina E, grăsimi sănătoase și fibre din migdale. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să facem abuz de migdale și nuci și să consumăm între 7 și 10 bucăți pe zi. Cade riscul bolilor de inimă. Nucile pecan sunt incluse în lista alimentelor cu cea mai mare activitate antioxidantă datorită conținutului bogat de vitamina E. Pe lângă faptul că oferă
protecție neurologică, vitamina E din nuci poate preveni bolile coronariene de inimă, împiedicând oxidarea lipidelor din sânge. Nu numai nucile pecan scad riscul bolilor de inimă, majoritatea soiurilor de nuci conțin acești grași omega-3 care scad nivelul colesterolului, îmbunătățesc circulația sângelui și previn blocarea arterelor. Contribuie la menținerea greutății corporale în limite normale. Nucile sunt recomandate în dietele de slăbit, dar și persoanelor care vor să își mențină greutatea în limite normale, deoarece conțin fibre alimentare și proteine care potolesc rapid foamea și oferă o senzație de sațietate. Nucile pot înlocui o gustare nesănătoasă între mese și pot fi adăugate în salate sau paste în loc de carne sau soia. Ameliorează durerile din corp. Nucile au un puternic efect antioxidant și antiinflamator, reducând durerile reumatice, osoase și menstruale. O gustare compusă din mai multe tipuri de nuci poate reduce simptomele sindromului permenstrual la femei datorită conținutului ridicat de mangan. Miezul de nucă în mod special conține de două ori mai mulți antioxidanți decât orice alt soi de nuci și reduc efectele nocive ale radicalilor liberi, asigurând sănătatea întregului organism. Scad glicemia. Pacienții cu diabet pot consuma nuci care nu numai că sunt sănătoase și gustoase, dar au și un efect de scădere a glicemiei, adjuvant în afecțiunile tiroidiene. Prin conținutul bogat de iod, nucile sunt recomandate pacienților diagnosticați cu afecțiuni asociate glandei tiroide, cresc capacitatea de concentrare. De aceea, mai ales în perioadele stresante și aglomerate, este indicat ca elevii sau studenții să consume nuci amestecate cu miere de albine, fiindcă nucile au darul de a stimula capacitatea de memorare și de concentrare. Redau frumusețea pielii. Nucile au un rol benefic și în cazul sănătății pielii, fiind de ajutor pacienților care prezintă diferite eczeme sau micoze. Întărește sistemul cardiovascular. Nucile sunt un aliment care concentrează o bogăție de nutrienți, minerale, grăsimi. Tot acestea luate la un loc le recomandă pentru întărirea și protejarea sistemului cardiovascular în întregimea sa și a inimii luată în parte. Datorită profilului extern de benefic și de sănătos al acizilor grași conținut, acizi mononesaturați 25%, acizi polinesaturați 59% și doar 5% acizi saturați. Nucile pot contribui la scăderea nivelului ridicat al colesterolului rău, LDL. Ajută la acoperirea necesarului de proteine al organismului. Nucile pot concura de la egal la egal cu arahidele și cu migdalele, fiind o sursă extrem de bună de proteine. O porție de doar 28 de grame de miez de nucă oferă 7 grame de proteine, ceea ce corespunde unui procent de 13% din doza zilnică recomandată, motiv pentru care nucile au fost botezate carnea vegetarienilor. Spre comparație, un ou obișnuit furnizează 5,5 grame de proteine. Atâta tot că, spre deosebire de ouă, carne și lactate, arahidele nu conțin colesterol și nici alte bucurii, prezente adeseori în hrana de origine animală sub formă de hormoni, antibiotice, factori de creștere, asemănători insulinei, precum și multe alte surprize, pe care nici nu încerc să le enumăr pe toate, nu aș dori totuși să vă stresez prea tare. Țineți totuși cont că faptul că miezul de nucă este relativ sărac în metionină, un aminoacid esențial. De aceea, nutriționiștii recomandă combinarea nucilor cu cereale integrale, orez, ovăz, secară, grâu, care spre deosebire de nuci sunt foarte bogate în acest aminoacid. Combinarea nucilor cu cereale aduce și alte beneficii. Miezul de nucă contribuie la acoperirea zonelor care cerealele sunt sărace, cum ar fi aminoacizi esențiali, lizină și treonină, pe care nucile îl conțin din abundență. Consumul de nuci contraindicații. În cazul în care norma admisibilă este depășită cu mult, apar în timp efecte secundare mai puțin plăcute. Așadar, apar greața, reacțiile alergice, erupțiile pe piele și umflăturile, balonarea, diareea, creșterea în greutate. Femeilor care alăptează sau care urmează să rămână însărcinate, li se recomandă consumul unei cantități reduse de nuci.
Tot aici, din cauza cantității de oxalat pe care le conțin nucile, consumul exagerat al acestora conduce la formarea pietrelor la rinichi. Pe ansamblu, însă, nucile au mult mai multe beneficii asupra organismului decât careva contraindicații. Ele reprezintă o sursă necesară de nutrienți și energie, reprezintă o gustare perfectă pentru orice moment al zilei și în orice împrejurare. Însă, consumul lor trebuie echilibrat și cu alte alimente importante unei diete sănătoase, fructe, legume, cereale, fibre. Doar așa vei fi în stare să-ți păstrezi sănătatea și să menții greutatea corpului în limita parametrilor la care visezi. Acesta a fost clipul de astăzi și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați butonul de like și subscribe pentru susținerea acestui canal. De asemenea, aș dori părerile dumneavoastră referitoare la acest clip lăsate într-un comentariu.